Salutare, cu voi este Marie, iar astăzi am revenit cu un Ipsen vlog, așa că să începe ratatatam. Azi am tarătul de prietena mea, Natalia. Iar astăzi vom gusta dulciuri pe care le puteți găsi oriunde, așa că haideți să începem. Primul dulce sunt niște jeleuri. Eu o să-l aleg pe acesta. Iar eu... Sunt niște ursuleți foarte, foarte drăguți. Nu-mi plac. Îți plac? Deci avem aici un suc, nu spunem ce suc, și vom bea. Doar dacă nu ne place. Dar putem să bem și așa de plăcere. Ok, să trecem la următorul dulce. Următorul dulce, nu știu ce sunt, dar... Caramele. Sunt niște caramele, da. Haide, să-l desfacem, să arătăm cum arată. Habar am cum arată. Așa arată. Arată foarte, foarte, foarte drăguț. Tare! Arată aici. Astea chiar sunt bune. Să trecem la următorul dulce. Următorul dulce sunt două bomboane cu ciocolată. Eu o să iau pe aceasta. Arată foarte bine. Hai să gustăm la treia. Arată foarte bine. Uite, să vă arătăm și pe asta. Așa arată ea. 3, 2, 1 și e. Așa arată mijloc. Nu-mi place. Oh, mi-a casă de bine. Scumpa aici. Au gust de stricat efectiv. Copii, nu încercați acest dulce pentru că nu este bun. Are un gust vechi. Bine, ele nu sunt vechi, așa au gust întotdeauna. Să trecem la următorul dulce. Sau să mai beau suc! Nu zici că-s mai bun, da? Ok, să trecem la următorul dulce. Care e următorul? Să vedem! Următorul, eu credeam că am dat pauză, în fine. Următorul dulce este... Niște pernunte cu ciocolată. Da, nu vă spunem asta. Deja l-am deschis. Zici că n-am gustat este niciodată. Mâncare de câini. Asta da. Nu-mi place niciun dulce, de ce? Da. Să vă las nota. A, n-am dat notă. Asta-i bun? Nu da. Arătăm sucul respectiv. Cred că vă dați seama, dar nu vi-l arătăm. Ok. Mulțumesc. Deci, o să dăm note. Oricum mai avem câteva dulciuri, dar o să dăm note. La acesta... Le dau nota 10 din 10, chiar le iubesc. Nota 1! 1! La acestea, de să știți că a scuipat-o. Tot nota 1. Nota 1, deci nota 1 la astea. Eu le dau nota 10 pentru că îmi plac. La astea. Nota 0. 0 din clar. 0 din... La acestea. 5. 5. 10. Sunt un pic mai convenabile. 5. Mai convenabile. Următorul dulce va fi acest prăjitură. Această prăjitură pe care o să desfacem. Da, ia ține mâna pe bulion. Că m-am ars. Da. Și e rece. Da. Miroase a... Bine. Cred că o să-mi placă, dar... Nu știu. Da, eu mănânc pernuțele alea care... Au cremă foarte multă. Deci... Așa arată. Avem aici ceva cu care... Putem să tăiam? Putem să tăiem. Eu vreau o parte mică. Ok, pe asta? Deci, stai. Așa cam arată. Așa arată ele. Să vă luați, cred că sunt bune. 3, 2, 3. Mm.
bune. Mie mi-a plăcut. De din ăsta nu-mi place. Convenabil, dar nu foarte bun. Nota 7. Nota 8. Nu știu ce așa, de bun. Păi mi-a luat un sufleț pentru că ne-a fi fost prea bun, dar... Mai beau suc din asta. De ce eu am următorul zi? Nu! Nu, pare să fac! Nu e nicio problemă. Următorul este... Încă prăjitură. Prăjitură. Cred că arată mai bine, dar în niciun caz nu arată așa. Nu, să nu credeți cum arată pe ambalaj, că arată... Mult mai bine. Hai să vedem cum arată. Trebuie în timp. Da, nu arată bine. Desenul, n-ai ce să le faci. Desenul, n-ai ce, arată foarte bine, fix ca în imagine. Arată fix ca în imagine. Deci, uitați-vă, fix ca în imagine, nu-i așa? Da, sigur. Copii, nu vă arăt după chestia asta. Nu! Da, s-ar putea să fie bună. O să mai tăiem cu cuțitul pe care vrei. Nu contează, nu contează, vreau una mai mică. Ok, deci, hai să văd cum așa arată. Nu arată, arată bine, dar... Bun. Dulce. Cu prea multă umplutură. Aia, da. Ce notă dai? Stai să termin de mâncat. Nota. Să se mai pune puțin suc din asta. Și am pus cred că pe lângă la fine. Hai să bem din nota, e prea dulce. E prea bun. Uite cât ai dat. Am dat pe jos. Da. Nu știu dacă mai avem dulce. Deci o să mai căutăm câteva dulciuri pe aici. Stați! Da, stați! Oh. Da, stați că am uitat de una! Deci avem acest dulce. N-am gustat niciodată. Apreciat, scrie aici. Tortina apreciat. Deci eu aveam aici pe deget ciocolată nea și am luat-o. Și era prea dulce. În fine, nu mai avem sucul respectiv. Și arată groaznic prăjitura asta. Aoleu! Și e pusă direct în pungă! Nu mănânc, nu mănânc, coronavirus. Nu e așa că e pusă, ea spune că e pusă direct în pungă. E pusă direct în pungă! Uitați! Deci, niciun ambalaj din asta e pusă direct în pungă și miroase, în pungă și miroase groaznic. Miroși eu. Eu, chiar! Nu, mi-e frică să gust, dar trebuie, pentru voi. Pentru voi? O iau pasta mai mică. Mi-e frică. Nu, mi-e frică să gust. Eu! Nu mai gust, gata. Trebuie să gust neapărat? Eu! Dar parcă are gust de spumă de ras. Știi cum are gust spumă de ras? Dar chiar nu-mi place. Alo! Deci, penultimul dulce sau nu știu câte dulciuri mai găsim pe șpinte. Nutella. Mai avem unul frigider, deci. Eu nu vreau să gust. Mă gust. De, bun. Normal, 10 din 10. 10. Asta, din 10. 0 din 0. La fel. Coștura asta. 9. Nu, no, nu, no, se putea și mai bine. Și prăjitura aia care am gustat-o. Deci v-am zis, lasă-le, dăm 0.
9 și la cealaltă prăjiturică care cred că... Aici și asta. Da, care nu mai e, pentru că burta este, am mâncat-o. Mai avem aici 8. Niște ciocolățele. Avem mai multe ciocolățele. Câte muși? Din asta, să gustăm cu ei? Da. Cacao, crem. Ce e ăsta? Lapte? Niște lapte de cafea. Niște lapte de cafea avem și aici avem ciocolată. Cum sunt o grămadă de ciocolată în frigider. Deci avem Milka. Nu gustam niciodată de asta, nu chiar, cred că au gust bun, dar... A, nici măcar nu sunt desfăcute. Ia și tu o Milka din asta. Deci cam așa arată ele. Arată foarte, foarte și nu mirosa nimic decât de ambalaj. Deci, arată bine. Aici e văcuța Milka. Văcuța. Uite, ce umplutură drăguță are. Cu lapte. Nu. Nu-mi place. Ce-ți place? Nu poate. Vine apoi de ciocolata asta. Vă recomand. Stai să aducem un suc și revenim că n-ai ce să mănânci la dulciurile astea. Chiar n-ai ce să mănânci decât să vomiți. Am adus aici un suc de este. Este, da, nu face reclamă, da? Vă pune la fiecare asta. Deci a fost foarte greu să pune cât poți. Să mi înghite acea compoziție de hai să gustăm. Nu e dulce, dar e convenabil, știi? O să gustăm. Bun. În fine, hai să dăm asta la o parte, să fie curat. Aici avem niște... Lapte de cafea. Lapte de cafea, 10, nu știu, stați puțin să mai ridic aici. Așa. Deci, stați să le arăt cum arată. Așa arată. Aici vedeți o cafea foarte drăguță, dar noi nu bem cafea, așa că... Să ne cum e laptele dragă de cafea, știi? Când te duci la hotel, așa îți dă la bufet să pui laptele bufet? În cap. În bufet, că suntem în Franța noi. Deci fiecare va custa cât un lăptic în acesta, nu știu exact cum se numește. Nu știu cum să-l deschid. Nici eu nu știu cum să-l deschid, dar reușim. No. A, uite. Cum? Deci să vă... Învățăm cum să deschideți. Îmi vine înapoi de la ciocolata asta. De 0 din 0. Doamne! Deci să mă îmbăț. Faceți așa? La chestia asta așa și faceți așa, deschide singură. Tare! Și rupe, încearcă să rup toată asta. Că nu prea reușim, da. E de la Pilos. Nu-i așa? Ia spune că e de la Pilos. De la Pilos. De la Pilos. De la eu mă încurc cu P-ul, nu pun... Upsi check! De pe TikTok. Ok, prieteni. Dacă nu ați dat follow pe TikTok, dați follow. Da, mă cheamă Arond Maria Alexia, tot împreună cu literă mică 08. Deci, stai să vă, să le arunc la copii. Așa arată, aureu! Vezi că am șervețele aici să ștergem. O să avem foarte multe dulciuri de degustat astăzi. Hai să gustăm. Deci noi chiar gustăm pentru voi. Mi-a plăcut. Ok, deci astea le dau un 10 din 10 pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și eu dau 10 din 10. Foarte bun. Ok, hai să mai căutăm puțin prin frigider ce putem să mai degustăm. Am luat din prăjiturie care mi-a plăcut. În fine, deci o să ne uităm prin frigider. Oricum avem destule dulciuri în frigider, așa că o să mai ținem vlogul acesta. Stați la curent cu noi! Ok, prieteni, m-am gândit că acest ochi să se transformeze. Gustăm
alimente. În fine, poate fie și mâncare, poate fie și fruct, poate fie. Deci am găsit aceste ciocolățele. Sunt cu lapte, dacă vrei să știi. Și sunt de la Delicadore. Delicadore? Cred că o să fie bune. Hai să le despartim. Normal că o să fie bune. Miros? Bine. Nu cred că o să mănânc pe tot. Îmi place. E bun. Vrei să mănânci pe a mea? Da. Ok, deci nu mai să mâncăm tot. Să mâncăm doar ca să vă arătăm că gustăm. Deci, am uitat să vă spunem, dați un like și abonați-vă, pentru că nu știți cât de greu e să mâncăm așa prostii. Nu știți cum ne chinuim să mâncăm, nu-i așa? Așa prostii. Da, deci nu vă cumpărați prostii, pentru că o să vomitați. Nu doar și burta de la atâta. În fine, o să mai gustăm pentru voi. Sunt foarte bune chestiile astea din pahar. Adică, honesti. Oh, prea dulce, dar în fine. O să mai găsim câteva dulciuri pe care le putem degusta. Deci, ea oftează, nu mai poate să guste nici măcar un dulce la trebuie. Nici nu mai poate. Nu-mi place dulcele. Nici mie nu-mi place dulce. Nici sucul. Dulcele meu preferat e apa. Hai să gustăm. Sunt deja deschise, nu știm ce Skittles. Sunt. Skittles, cum nu știu ce sunt? Ah, da, Skittles. Uitați-vă. Vedem ce se menează. Upsi, hai să mâncăm. Ok, deci o să fiecare să mănânce. Nu. O să luăm verde. Ok. Hai, fiecare ia ce culoare vrea. Bine. E bun? Eu am luat aceasta. Mi-a luat asta verde. Asta e pasta de data asta, nu? Nu știu chiar ce o să iau pe aceasta. Uitați cum vocalizează bomboana. Să vedem dacă vocalizează. Nu vocalizează bomboana. Nu știu, sunt doar zahăr cu culoare. Nu e zahăr. Dar ce e? Tu câte bomboane ai mâncat? 3? Îți dai ce din... Nu mai vreau să privesc asta. Și eu. Numai că vomit și nu vreau. Hai, o să încheiem vlogul. Glumesc, mai filmăm! Nu? Te rog. Dar să știți că n-am băut atâta suc. Doar că... Le-am furat de la băieți. Da, deci avem niște băieți. Acum sunt invitată la ei acasă și s-ar putea să dormă la mine acasă. Așa că mine s-ar putea să facem un foc. Pentru că s-ar putea să dormă la mine toată săptămâna. Poate. Poate, nu știu. Următoarele ciocolățele sunt unele, nu știu, cu mentă, cu... Ceva. Am gustat, dar vreau să văd și cu voi. O să dăm o scurtă pauză. Deci ea deja a gustat. Eu m-am mânecat. Au mentă. Bune. Îmi plac foarte mult. Cred că o să le dau 10 din 10. Eu nu, din 10. Da, cât pe scamă, stai liniștit. Și ajută. Mai beau. Nu sunt așa comestibile cum credeți. Chestiile astea erau tari. Nu pot să mănânc. Nu sunt comestibile. Bine, sunt făcute ca să le mănânci, că doar e dulce. Nu știu, bă, că e gătoase. Ai putut? Mai tare mi-a făcut rău! Uitați-vă la dantura noastră neagră de la... Așa.
Am o idee. Hai să aducem bolul în care se scuipăm tot la astea. Nu mai vreau, nu! Da, de data asta ține ketchupul. Pentru că nu mai e rece. De data asta vom gusta ceva dulce. Vrei? Cartofi! Uite. De la aia din farfurie. Hai să luăm pe ea proaspeți. De la Maria cu tava. Am adus și tava dacă tot mâncăm. Hai să punem ketchup. Nu, thanks. Ba da, să încercăm cu ketchup, provocare. Eu nu-mi place ketchup-ul. Bă, fără ketchup, nu mai sunt bun rece. Merg. Așa da. Nu mai pot. Mănânc asta. Nu, chiar sunt bun. Mâncăm fiecare câte trei și ajunge. Hai, mănâncă mai repede, că mai avem de filmat. Da. Nu mai vreau! Bă, da mai vrei. Vă dați seama cât de greu să mâncăm toate astea? Ce, mi-ești vomit? Nu! Nu mai pot! Să mănânc chestiile astea! Deci, prieteni, deci, am făcut pentru voi. Da, să exagerăm nu prea. Tot ce am putut, am făcut. Așa că vom trece la următorul dulce. Maria! Ce zi eu cred că s-a transformat în fail. Vom tăia cu nimic pentru că... Da. Yaki! Cele ciocolată. Yaki! Nu, mâncam pâine cu ciocolată, niciun caz, da? Doar Nutella cu ciocolată. Am nevoie la baie. Am lăsat peste până asta. Trei mușcături trebuie să iei. Nu vreau să mă îngraș. Da, nu ne îngrașăm. Haide! Nu! Nu, trei mușcături! Hai. Una. Îmi place. Haide, îți place. Doi. Dar pe bune, chiar le mănânci. Da, nu vreau. Nu vreau să le mănânce, le mănânc eu. Glumesc să mănânc. Ia. Știi ceva? Hai să ne bucăm, să ne apucăm de mâncat Haribo. Deci. Nu pot. Nu pot. Ai pierdut provocarea. Da. Acum vom gusta sucuri. Hai să le gustăm. Stai jos. E bun, e good. Zăp. Un, două, trei, patru. Nu mai poți să înghită, săraca. Nu poți. Trebuie să mâncăm Haribo. Nu poți. Nu mai mestecă gura. Nici a mea. Sunt plină. Ok, video s-a terminat. Da. O să nu chem pentru că nu mai putem. Să mâncăm. Așa că dați un like, abonați-vă și scrieți în comentarii ce vreți voi. Pa!